Bună tuturor celor din de Leu sau care aveți ascendentul sau luna de Leu și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 mai 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem marele preot, lecții, răspunsuri, situații care vin către voi, se îndreaptă către voi. Poate fi vorba, puteți avea de face și cu Zodia Taur, dar poate fi vorba și de o situație care înce începe să se miște în viața voastră, dacă ați avut necazuri, dacă ați avut probleme, parcă totul începe să se schimbe în bine. Poate fi și o săptămână a deciziilor, poate cereți o îndrumare în săptămâna aceasta, dar vorbim și de o legătură amoroasă, sentimente de dragoste, îndrăgosteală, poate veți de -a face și cu zodia săgetător sau semne de apă, rac, scorpion sau pești. Apare o poveste de dragoste, o împăcare, uh, analizați sau se pune în balanță, se vor pune în balanță anumite sentimente sau de la o relație de prietenie, de la o relație de te plac, mă placi, se ajunge la o situație mai profundă, de sentimente mai profunde, trăiri mai profunde. Uh, ferte oferte de dragoste, o prietenie care se poate transforma într-o poveste de dragoste apare și la voi și vă puteți pune uh, toată baza într-o persoană care vă este foarte loială, e o persoană foarte sinceră și o să vă ajute. În a doua săptămână avem uh, împăratul Zodia Berbec, multă determinare, hotărâre, vă impuneți sau munciți foarte mult în săptămâna aceasta, parcă vreți să vă faceți ordine așa în viață, nu veți mai lăsa nimic la voi a întâmplării. Și veți avea parte de o realizare, tot din punct de vedere amoros, dar poate fi și din punct de vedere profesional. Vă atingeți sau vă urmăriți un scop, vă atingeți acel scop, vă vin niște bani, urmăriți, da, o situație care ar putea să vă aducă niște avantaje, niște beneficii. Mult focus! În a doua săptămână o să fie pe dragoste, gânduri, foarte multe gânduri analiză idei planuri de viitor, dar și din punct de vedere financiar, veți fi focusați pe, pe bani. Vă vin bani din mai multe direcții sau veți avea parte de o surpriză din cel puțin două direcții diferite. Din punct de vedere amoros, avem lumea. Încheierea unui ciclu, unui capitol din viața voastră, ceva se conturează. Bă, atingeți un scop, un țel sau în sfârșit se împlinește ceea ce vă doriți voi. Aveți o dorință, e o reușită și apare un nou început. Ori că apare multă pasiune în perioada aceasta, ori îmbunătățiți o relație de dragoste, ori începeți o poveste de dragoste. Ideea este că apare multă, multă pasiune și dorință hotărâre, determinare, asumare, responsabilitate, veți avea de face cu o persoană foarte matură din punct de vedere emoțional, se va pune accent într-adevăr și pe partea intimă, posibil să aveți de face și cu un semn de pământ sau o fecioară sau capricorn. Și vorbim de discuții, ori o celebrare, ori o discuție între patru ochi, ori mă, vă mărturisiți dragostea unui celuilalt, poate fi vorba și de o perioadă de întâlniri romantice, și aici mi-apar conversații în mediul online care vor fi mult mai deschise, cred că se va vedea adevărul ce simte cu adevărat acea persoană pentru voi, unde duce toată povestea aceasta, pentru că aici s-a am pus o mască până într un anumit punct și se pare că acum totul duce, se duce în direcția bună. Pe planul profesional avem o nemulțumire. Uh, ori sunteți plictisiți, ceva nu vă mai încântă la locul actual de muncă, vreți o schimbare, parcă vreți să lăsați în urmă ceea ce nu vă convine. Este posibil aici să existe un conflict la locul de muncă sau să fiți atrași într-o capcană sau ceva să nu vă convine, să vedeți adevărul într-o situație că munciți pe rupte doar că se bucură altcineva de avantaje Cred că apar aici niște clarificări din punct de vedere profesional, mai ales acolo unde sunteți unde considerați că sunteți atrași într-o capcană vă pot veni niște bani, o sumă mai mare, o sumă mai mare de bani, recuperați niște bani, unii dintre voi sau vi se restituie de normă, da? Pe partea financiară avem luna gânduri multe frici, de ce vă este frică aici pe partea financiară pentru că sunt multe griji pe care le duceți în spate și analizați foarte bine o situație financiară, cum să o scoateți la capăt, pentru că sunt niște pierderi sau o lipsă, un gol, munciți în gol, simțiți așa că da, totul se duce în gol. Dar văd că veți clarifica situația, cred că așteptați un răspuns, așteptați o rezolvare, apare multă confuzie în casă, în familie, veți o cheltuială mai mare, poate fi vorba și de lucruri acesta la unii dintre voi, dar văd că anumite griji totuși se vor termina, rupeți niște legături sau acolo unde există consum mare de energie sau de resursă financiară, parcă eliminați situațiile care aduc pagubă financiară. Pe sănătate avem un doi de cupe, posibilitatea de a avea un copil, de a apărea o sarcină. Dacă vă doriți un copil, lucrați cu oamenii. Aici apare ca o vindecare. Deci vindecați, tratați oameni. Puteți unii dintre voi să fiți la dietă, să urmați un tratament, să schimbați ceva în viața voastră, dar nu se văd probleme de sănătate. Mai degrabă aș vedea vindecare, poate faceți terapii cu cineva sau poate voi mergeți la o terapie. Provocarea vine cu cinciul de cupe, un regret, o dezamăgire, o instabilitate emoțională aici la unii dintre voi. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion sau pești, semne de foc, verbe, cleu, săgetător. Această dezamăgire se va transforma într-o victorie, într-o bucurie. Primiți o veste, o veste parcă schimbă, vă schimbă soarta, vă schimbă cursul lucrurilor, vă schimbă gândirea, emoția. Este o veste bună care apare pe, pe soarta voastră, poate veni din partea cuiva. Văd o rană sufletească, totuși aici există o rană, ia să vedem. E vorba și de o alegere care vă mâhnește, deci probabil sunteți provocați din punct de vedere emoțional, la locul de muncă poate să fie o dezamăgire, dar norocul vă surâde dintr-o dată, parcă se schimbă totul. Deci poate fi o stație de ordinul zilelor până când totul se schimbă în urma unei vești. Dacă apare această veste, da, care aduce o îmbunătățire, o îmbunătățire radicală. Surpriza vine cu un nas de bâte, o nouă activitate, un nou început amoros, un nou business, o nouă idee. Acționați în direcția Bună! O veste bună care apare scăpați de o dezamăgire, nu mai faceți compromisuri, nu mai rămâneți într-o anumită situație care vă provoacă multă durere, ați fost dezamăgiți, sunteți sau răniți în dragoste sau sufletește, nu e neapărat să fie vorba de relație de dragoste, dar parcă vă adunați așa forțele uh, și dați dovadă de mult curaj pentru un nou început, sunteți prin de iubire, văd foarte multă stabilitate materială, stabilitate emoțională, deci voi treceți prin pentru o schimbare care vă afectează în prima fază, dar mai apoi toate rănile acestea se vor transforma în abundență, belșug, bucurie, împlinire, satisfacții, succes, noroc, o nouă dragoste. Stați și vă gândiți și vă răzgândiți. Mi-apar multe gânduri amestecate aici la voi. Nu știți dacă este direcția bună, voi sunteți pe linia destinului vostru. Tot ceea ce se va întâmpla voi este menit. La voi a mai apărut la un moment dat tot așa situații de genul menite din destin să se întâmple deci nimic nu va fi întâmplător nici de acum încolo răbdare pe care ați avut-o până acum o să aducă o realizare voi veți străluci din multe puncte de vedere că ați avut traume, ați avut durere ați trecut prin necazuri lucrurile acestea a, se vor transforma în bucurii a, aveți protecție divină a, poate fi o bucurie și în casă o reușită și o alegere pe care o veți face voi Poate veți merge și la un drum în anumite situații. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!